Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și astăzi o cremă cu mușețel pentru corp și pentru față. O să facem împreună. Vom face o cremă, baza. Să vă arăt cum se face baza unei creme pentru față și pentru corp, cu ulei de măsline și cu mușețel și cu ceară de albine. Ia uitați. Așa. Vedeți? Cremă. O să o facem împreună. Cum facem noi o cremă pentru față și pentru corp? Aceasta este baza și este făcută cu infuzie de mușețel. Și vom avea nevoie de 1 lei de măsline, un pliculeț de mușețel, avem așa aici, apă, ceară naturală, ia uitați, ceară de albine naturală, așa, dacă ați ce frumos miroase, și trebuie doar puțin. Nu trebuie multă. Așa. Ce ne mai trebuie? Am să pun puțin câteva picături de ulei de cocos. Ulei de lavandă făcut de noi. Acesta este cumpărat. Așa. O pipetă. Un mixer vertical. Aici am și o cutie unde o să punem după ce terminăm. Eu am pus și în acest borcanel, vedeți? Ia uitați cum arată crema noastră. Așa. Este baza tuturor cremelor ce vă arăt eu astăzi. Și puteți face și infuzie de tei, și infuzie de lavandă, și infuzie de mentă, de ce doriți. Din toate plantele care le doriți, medicinale. Așa. O să avem nevoie și de un termometru, dar eu am să vă arăt fără. Așa, doar ca să vedeți cum puteți face. Așa. Un cuțitaș. Și acum avem 50 de grame de ulei de măsline. Aici avem 40 de apă și o să punem pe foc și o să facem infuzia cu mușețelul nostru. Așa, și am să pun apa pe foc într-un vas. O pun așa într-un vas să fiarbă. Și după aceea o turnăm aici în pahar. Apoi vom avea nevoie de 10 grame de ceară, vedeți? Ceară. Am să o tai mai mărunțel ca să se topească repede și un vas unde o să punem uleiul. Aici am 50 de ulei. Eu am pus 52 că mai rămâne pe vas și punem uleiul așa aici în vasul ăsta. Și apoi vom pune în vasul nostru pe o oliță unde am pus apă și o să-l încălzim la baie de abur. Și îl pun pe foc și se încălzește. Și eu aici am să pregătesc ca să aduc să topim ceara. Am să pregătesc că... așa. Am să tai ceara bucățele, să se topească mai repede.
10 grame de ceară. Și mai întâi vom uni uleiul cu ceara și ceara să se topească în uleiul cald. Apoi vom începe să mixăm cu acest mixer vertical. Facem și infuzia de mușețel și infuzia caldă, 40 de infuzie, vom turna în timp ce mixăm încet, 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 ca să obținem această consistență. Așa. Și după aceea putem adăuga uleiurile noastre, ulei de cocos și ulei, circa 30 de picături. Așa. Trebuie să aibă circa 50 de grade la temperatură. Așa, și mixăm, 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 mixăm. Ia uitați, ceară de albine naturală. Miroase extraordinar de bine. Așa. Aici am apa fierbinte. Și să facem infuzia de mușețel. Și biscuiții noștri sunt aproape gata. Am uitat la ceas, a trecut circa 15 minute. Mai lăsăm puțin, puțin. Așa, dăm deoparte. Așa, și ne facem infuzia noastră de mușețel. Așteptăm să se încălzească și uleiul. Am să dau ceară deoparte. Vedeți? Frumos, miroase frumos, frumos, frumos. Așa. Am să bag și acest mixer în priză. Așteptăm să se încălzească uleiul. Vedeți? Mușețelul. Infuzie de mușețel. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie. Așa. Acestea sunt, ia uitați, crema cum arată. Imediat o facem împreună. Așa. Vedeți? Așa. Este bună, bună. Nu este de mâncat, este pentru față și pentru corp. Așa. Așteptăm să se încălzească uleiul. Am să aduc aici, să vedeți. Și acum o să pun peste uleiul fierbinte, o să punem ceara să se topească. Așa. Și așteptăm să se topească ceara. Trebuie să avem răbdare. Așa. Aceasta
Asta este cu mușețel, este bună pentru toate tipurile de piele. Așa, între timp mai ia mușețelul nostru, așa mai... Trebuie să fie și el cald în momentul când îl adăugăm la, la ulei și la ceară. E bună și pentru riduri. Este nutrientă, este hidratantă, este foarte, foarte bună. Așa. Ia să vedem aici. Vedeți cum începe să se topească? Așa. Este o cremă hidratantă și este bună pentru toate tipurile de piele. Eu astăzi o fac cu mușețel, dar puteți faceți pentru ce fel de cu fel de fel de plante. Aceasta este baza tuturor cremelor. Așa, vedeți, aproape s-a topit. Așa, ia să vedem cam cât are. Câte grade are. Are 65. S-a topit chiar. O să dăm de pe jos de pe oală. Are aproape 70 de grade, o lăsăm să scadă. Bună ziua, bună ziua, Cătălina, bună ziua tuturor și bine ați venit. Așa. O să dăm jos... de pe oală. Să dau deoparte. Și avem uleiul nostru și infuzia de mușețel. Aici trebuie să avem 40 de grade, 40 de apă, nu 40 de grade. 40 de grame. Așa. Ia să mai cântărim o dată. Este fierbinte, fierbinte. Ia să mai vedem.
stare. Aproape 60 de grade are. Lăsăm să mai scadă puțin. 60. Lăsăm să mai scadă puțin. Așa, totuși am să pun... Ca să nu se răcească infuzia noastră, eu am să pun paharul aici în apă, vedeți? Îl pun așa în apă. Așa. Ca să rămână caldă. Și aici am ulei de cocos. Acesta este cumpărat și o să pun 15 picături de ulei de cocos. Și aici ulei făcut cu... făcut de noi cu lavandă. Așa. Și o să punem tot așa 15 picături. Ia să mai vedem. Aproape 60 de grade are. 58. Vedeți? Uitați. Așa. Aproape gata, gata. Așa, ia să dăm cremă deoparte. Dăm și... că s-a încălzit. Deci avem 50 de ulei, 10 de ceară de albine, 40 de infuzie de mușețel. Și apoi vom pune 30 de picături de ulei de lavandă și ulei de cocos. Și ia să mixăm. Am să fac puțină gălăgie. Așa. Vom adăuga infuzia noastră treptat. Mulțumesc, Filofteia, și eu te salut cu mult drag și vă salut pe toți și pe toate și vă mulțumesc din suflet. Așa, și acum adăugăm peste uleiul nostru cu ceară de albine. Așa, adăugăm infuzia noastră treptat, câte puțin câte... Oh!
peste circa 100 de grame de cremă. Vedeți cum s-a făcut? Ia. Și acum putem adăuga uleiul nostru de cocos. Așa, circa 15 picături. Așa. Și să adăugăm și ulei de lavandă. Avem grijă să nu luăm și florile. Așa. Crema este încă caldă. Așa. Ia uitați cum arată. Este moale. Așa. O las un pic să se răcească și după aceea am să pun. Ori o puneți într-un borcan sterilizat, ori o cumpărați de la farmacie cutii din acestea, din plastic. Așa. Și iau să pun într-o cutiuță sau puneți în borcanele. Aceasta este baza. Eu astăzi am făcut cu infuzia de mușețel, dar puteți face cu toate plantele medicinale care doriți. Și cu rostopască, și cu sunătoare, și cu iarba calului, cu ce doriți să vă tratați, faceți aceste creme. Ia uitați. Și cu mentă. Vedeți cum arată? Așa. Deja începe să se întărească. Și o țineți la frigider. Nu faceți mai mult, o folosiți înainte. Ia uitați cum arată crema, vedeți? Așa. Așa, ca să vedeți cum arată. Așa. Și vă puteți da pe tot corpul. Pe tot corpul vă puteți da. Și pe față. Vedeți? Eu nu am machiaj pe față, doar am două dungi la ochi și un pic de ruj. Așa. Este bun pentru toate tipurile de piele, să știți. Așa. Și pe decolteu. Miroase frumos. Așa, și cu mușețel este foarte bună pentru piele. Este bună și pentru copii cu mușețel, această cremă. Acum o să punem în borcanel și o să ne uităm să vedem cum au ieșit biscuiții. Și astăzi am făcut 3 rețete cu voi. Am făcut înghețata, am făcut biscuiții și această cremă de față și pentru corp este baza. Ca să faceți o cremă, ați văzut, eu am băgat această infuzie de 40 de apă. Și trebuie să aibă cam aceeași temperatură. Deci uleiul cu ceara și cu apa în momentul când le adăugați, ca să nu se separe. Ia uitați cum arată. Vedeți? Ca o cremă de patiserie arată. Așa.
Ia uitați. Și o puneți în borcanel, într-un borcanel sterilizat și o păstrați și o folosiți. Nu faceți multă. Nu faceți multă. Aceasta este de ajuns și puteți și dărui la prieteni. Așa. Aceasta este crema. Sper să încercați să vedeți și voi cum se face. Și să faceți infuzie din toate plantele medicinale pe care le doriți și vă sunt de folos. Așa. Și cu sfatul medicului, când folosiți plante medicinale, dacă sunt bune pentru voi, pentru durerile voastre, să luați sfat de la un medic. Și apoi faceți infuzie și vă faceți crema acasă. Și în farmacie tot la fel fac și ei. Așa. Ia uitați. Și cum am mai spus, atenție mare să nu se separe, pentru că noi punem apă. Deci la 50 de ulei am pus 40 de apă și 10 de ceară. Și știm că uleiul cu apa nu se împacă bine, dar având aceeași temperatură, cu aproximație. Eu am încălzit infuzia după aceea puțin. Deci să fie calde amândouă, nu neapărat trebuie să avem un termometru. Așa, ia dați cum arată. Așa. Eu am o ceară, o iau de la apicultori, dar se poate cumpăra și din magazinele specializate și în piață, cei care vând mierea de albine au ceară de vânzare și este naturală și bună. Așa. Eu o cumpăr de la o prietenă de-a mea, din Iași, care e albine. Dar o puteți cumpăra și din magazine sau în piață. Important să cunoașteți, să fie naturală, naturală, naturală. Așa. Și când mai doriți să mai facem câte o cremă, o să mai facem. O să facem și săpunele. Așa. Ia să vedem și biscuiții noștri cum sunt. Ia uitați, încă s-a început să se răcească. Acum cred că pot să o pun în cutiuța mea. Și am să pun în această cutie de plastic. Cătăcel. Ia uitați. Are 100 de grame cutia. Deci ar trebui să-mi intre toată. Așa. Deci 100 de grame de cremă. Toate sunt naturale. Uleiul de măsline este foarte bun pentru piele, mușețelul, ceara de albine este foarte bună. O să intru și o să facem creme și pentru tenul gras și pentru tenul uscat. Când o să am timp, să facem împreună. Așa. Începe să se răcească. Mulțumesc, Cătălina, îți mulțumesc să încerci, ai văzut cât de ușor este. Și eu am făcut în direct împreună cu voi, să încercați. Și atenție mare, v-am spus, temperatura de la ulei cu ceară să fie aproape egală cu cea de apă în momentul când mixați, ca să nu se separe. Și avem aceste rezultate. Ia uitați, acum făcută cu voi. Și o țineți la frigider. Și punem căpăcelul.
Și aici o să punem o etichetă. Suflet. Am să fac video și am să-l pun pe canalul de YouTube. Și am să le separ, am să fac 3 rețete. Și acolo găsiți peste 750 de rețete și dulci și sărate și creme și tratamente pentru față și pentru păr și mască pentru față și sărmăluțe și borșucuri și salate și cozonaci. Am peste 16-17 rețete de cozonac și fiecare cozonac are rețeta lui. Am încercat și am făcut toate rețetele care se pot. Și am încercat și cu foarte multe ouă, și cu multe gălbenușuri, și cu puține, și cu ouă întregi, și cu frământare, și fără frământare, și cu cacao, și fără cacao, și cu nugă, și cu nucă de cocos, și de post. Am și pursecuri, și înghețate, foarte, foarte multe rețete. Și aici, pe pagina de prăjituri cu camelia și bucate gustoase, găsiți toate directele, doar să scrieți unde este lupa. Tot ce am făcut până astăzi, toate rețetele în direct făcute cu voi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem și mâine dimineață cu alte rețete. O să mai facem și mâine dimineață ceva. Pupici Cătălina și pupici tuturor și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și să le încercați, să vedeți că sunt și prăjiturile și biscuiții sunt delicioși și crema este foarte, foarte bună. Vă pup și multă, multă sănătate. Zi frumoasă în continuare. La revedere. Pupici. Multă, multă sănătate vă doresc. La revedere.